Drum liber spre Mare și Delta Dunării de Paște și 1 mai. Ministrul Transporturilor anunță că weekendul viitor nu vor fi restricții de circulație pe autostrada Soarelui. Cătălin Drulă spune că până miercuri lucrările de reabilitare a tronsonului București-Fundulea vor fi finalizate. Vești bune pentru cei care au un plan să evadeze cu ocazia sărbătorilor pascale la mare sau în delta Dunării. Ministrul transporturilor Cătălin Drulă a anunțat pe o rețea de socializare că echipele s-au grăbit să termine lucrările de reabilitare a autostrăzii a 2 București Fundulea pentru ca weekendul viitor de Paște să se poată circula fără restricții pe acest sector. Echipele din Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au fost zilnic în teren, iar colegul meu, secretarul de stat Cosma Horațiu, s-a asigurat că graficele accelerate de lucru se respectă. Până miercuri ar trebui să fie gata și marcajele și circulația redeschisă complet pe două sensuri între București și Fundulea a scris Cătălin Drulă. Lucrările de reabilitare pe cei 24 de kilometri au presupus frezarea pe 8 cm a dalelor de beton, reparații la ambinările plăcilor, apoi un strat de 2 cm de mortar și un strat de 6 cm de asfalt. Mai rămân aproximativ 3 km de reabilitat la toamnă, dar până atunci traficul se va desfășura normal pe ambele sensuri, a mai scris ministrul pe Facebook.